Salut! Astăzi continuăm seria Locații Uitate. Ne întoarcem în Vice City și ne întoarcem și în timp. Pentru că Vice City Stories are loc cu 2 ani înaintea Vice City-ului, ne vom uita la oraș așa cum arăta el atât în 1984 cât și în 1986. Așa cum am zis și în videoul despre trilogie și stories, orașul Vice este foarte bine recontextualizat în Vice City Stories. Senzația anilor 80 este mult mai vibrantă în Vice City Stories, iar oportunitatea noastră de a vedea orașul mai devreme ne face să realizăm cât de rău s-a degradat în numai 2 ani. Așa că vom începe de la Fort Baxter, baza militară unde ne-am oprit data trecută. Primul lucru pe care l-am observat este că acel circuit cu obstacole nu era încă amenajat în Stories. Cumva, toate barăcile arată diferit. Cele noi din 86 sunt mai mici decât cele vechi din 84 și sunt așezate diferit. Și mai era și un cabinet medical într-una dintre barăci, în zona asta unde s-a făcut loc mai târziu pentru hangare. Sincer, toată unitatea militară a fost reconstruită pentru Vice City Stories, fără să le mai pese cum arăta deja în Vice City. Cred că puteau să o refacă un pic mai bine, fără să șteargă multe dintre clădiri. Iar traseul ăla cu obstacole mi se pare cea mai mare pierdere. Dar asta nu-i tot. La poartă sunt cele două turnuri de pază, pe care le-am apreciat că sunt accesibile și chiar ascund o armură și o mitralieră. Dar cu 2 ani în urmă, turnurile astea erau mai mici și, din păcate, inaccesibile. Și lângă poartă mai lipsește și piatra cu numele unității și la fel și stema cu Rockstar North și Vulturul. Putem presupune că n-au finalizat încă baza, dar tot e ciudat că au tăiat anumite detalii din Stories. În alte locuri au adăugat niște detalii foarte utile, cum e podul ăsta mic de lângă bază, care face legătura cu Little Havana. Din cauza că lipsește, 2 ani mai târziu, adică nu s-au gândit încă la el, Tommy trebuie să ocolească tot drumul prin zona aeroportului. Și dacă vorbim de aeroport, am observat că reclama asta gigantică pentru surfing încă nu exista în 84. Și, la fel ca podul de adineauri, aici e un mic drum care face legătura dintre aeroport și Sunshine Autos. Și ăsta e foarte util și salvează niște timp, dar din păcate dispare misterios peste 2 ani, iar zona e înlocuită cu vegetație. Mai departe, în Viceport, am venit la locul unde se întâmplă ambuscada din Vice City, dintr-un depozit mic. Cine joacă Vice City Stories descoperă că locul ăsta era al lui Phil Cassidy în urmă cu 2 ani, iar Phil chiar ne dă niște misiuni fără legătură cu Vice City. Ne uităm la zona asta goală, care în Vice City devine o arenă în misiunea aia tâmpită cu taxiurile. Ce mișto e misiunea aia! Dar în Stories, locul ăsta e plin de remorci și containere pentru că l-au folosit într-o altă misiune. Un detaliu ciudat de aici e faptul că garajele astea foarte mari dispar complet peste 2 ani. Apropo, data trecută când am venit pe aici, am uitat să menționez garajul lui 8-Ball, infractorul din GTA 3 care montează bombe în toate jocurile din trilogie. Lângă Viceport începe cartierul Little Havana, unde e rândul ăsta de case. În primele misiuni din Vice City Stories, protagonistul Victor trebuie să evacueze una dintre case ca apoi să-i rămână lui cu un flamingo roz și niște beculețe în față. Mai târziu, casa arată la fel ca oricare alta. În spatele casei lui Vic se află hotelul ăsta frumos cu balcoanele alea în scări. În 84 se numește Beachcomber, un nume frumos să te ducă cu gândul la plajă. În spate e piscina asta cu multe șezlonguri și un bar pe colț. Din păcate, multe detalii lipsesc în Vice City. În primul rând că hotelul are un nume mai urât, Hooker Inn, iar piscina din spate este doar un dreptunghi simplu, fără șezlonguri și fără acel bar. Până și poteca laterală care duce spre gunoi dispare peste 2 ani. Mai departe, în locul unde știm că e Sunshine Autos cu acea clădire iconică în 86, se pare că în 84 era doar un șantier. Și chiar au stat să-l detalieze corect cu rampa asta curbată care duce spre garajele din spate. Iar în spatele reprezentanței este un parc de rulote unde vine Vic pentru niște misiuni în poveste cu țărănoii care stau pe aici. 2 ani mai târziu, vedem că tot parcul a dispărut complet, fără nicio urmă. Pe bulevard am găsit un detaliu foarte mișto. Restaurantul Benny's, care se află pe o navă de croazieră. Chiar dacă nu vedem oameni sau mese, tot îmi place locul ăsta foarte mult. Pare o atracție turistică foarte bună să mănânci aici cu niște muzică ușoară și vedere la apă. Și fiindcă suntem în anii 80, bineînțeles că mai are și neoane. Mai țineți minte restaurantul Delicatessen, unde vin soldații să cumpere gogoși? Cu 2 ani în urmă, aici era un supermarket cu o reclamă imensă pe el.
un pachet de țigări pentru copii Redwood Junior cu aromă de bomboane. Rockstar mereu se joacă cu brandurile din universul GTA. Fabrica de înghețată Cherry Popper, pe care o cumpără Tommy Vercetti în 86, încă nu exista în 84. Clădirea e acolo și arată la fel, dar încă nu aparține de Cherry Popper. Și nici magazinul de unelte din Little Havana, accesibil în 86, nu era deschis în 84. Iar în apropiere este vechiul Sunshine Autos, care în 84 funcționa dintr-o curte ieftină și vindea mașini folosite. Biroul de vânzări este o clădire mică simpatică, iar mașinile de afară nu sunt foarte impresionante. Dar îmi place ambiția afișată pe panoul cu viitoarea clădire. În cartier vedem și portretul lui Umberto Robina, liderul cubanezilor, vopsit în roșu. Libre Havana înseamnă Havana liberă, iar Umberto seamănă foarte mult aici cu Che Guevara. Cartierul cubanezilor pare că o ducea mai bine în 84. Lângă casele lor am văzut mașini în stare bună, care în 86 rămân doar niște ruine. Și casa lui Umberto Robina este decorată cu beculețe colorate. Mă amuză ideea că probabil a stat el să le pună acolo sau poate i-a pus pe băieții lui. Îmi place cum Rockstar au făcut orașul să fie mult mai colorat și primitor în 84. Același sentiment primitor îmi dă și strada asta, unde vedem un cinema pe colț și un restaurant mic, amândouă cu neoane aprinse. Și îmi place și detaliul că mai lipsește câte o literă din semnul cinemaului. 2 ani mai târziu vedem cum locul ăsta devine mult mai generic în Vice City. Mai departe, până și Little Haiti arăta mai viu în anumite locuri. Vedem încă o reclamă la Redwood, cu motoul că și juniorul trebuie să înceapă cândva, ceea ce e o reclamă oribilă, dar tot e mai bună decât Welcome to Hell. Groapa de gunoi din capătul străzii nu avea semnul ăla dubios, decorat cu tot felul de gunoaie, și am vizitat și aleea misterioasă din zonă. Aici în Vice City erau 3 morminte acoperite, iar ultimul avea un schelet vizibil. Cu 2 ani în urmă, se pare că gropile astea nu existau. Dar am descoperit ceva. Dacă vii cu o motocicletă pe timp de noapte, lumina ei va scoate în evidență conturul de la groapa scheletului. Este doar un detaliu tehnic, dar mi s-a părut interesant. Lângă alee este și pizzeria din cartier cu interior accesibil. Înainte, ăsta era restaurantul King Nuts, care parodiază Burger King. Vedem că au folosit chiar același font și prezintă regele Burger încoronat. Dacă vrei și tu să porți o coroană regală la finalul fiecărui video, te rog să devii membru al canalului. Data trecută când am fost pe aici, am văzut barul crocodililor care din păcate era închis. În Vice City Stories, aici este White Stallion's Bar, unde sunt niște bikeri periculoși. Mai departe, în locul ăsta se află o mică afacere pe care o poate dezvolta Vic în 84. Iar în 86, orice clădire de aici a fost înlocuită cu ghetourile triste ale haitienilor. Casa bătrânei vrăjitoare, Auntie Poule, care îl influențează pe Tommy, arată la fel și în 84 și în 86. Sincer, e păcat că Rockstar nu au făcut câteva misiuni cu ea și în Vice City Stories, că personajul ei era foarte misterios și putea fi dezvoltat. Am trecut și pe la cafeneaua printre copaci, care în 84 se numea Maimuța din Copaci și avea o curte mică amenajată. Din păcate, 2 ani mai târziu își schimbă numele și pierde din detalii. Farmacia Rite Aid de pe Boulevard, pe care o vedem în 86 cu tot cu interiorul ei accesibil, se pare că nu exista încă în 84. Dar pe ea o mai vedem și în Manhunt, jocul ăla de la Rockstar. Un alt semn de viață care luminează frumos în stories și dispare mai târziu este reclama asta la sucurile Sprunk. Mai târziu, într-un Haiti mai sărac, lipsește. Așa cum lipsea și semnul lui Phil de la groapa de gunoi, cealaltă groapă de gunoi. Și toată curtea e de fapt mai curată în 84, lipsesc multe ruine și locul arată un pic de tot mai decent față de cum îl găsim mai târziu. Ultima locație din Little Havana este pe Boulevard, terasa asta frumoasă a unui hotel, care mă bucur că a rămas la fel între jocuri. Mai departe ne uităm la Downtown, unde am trecut pe la hotelul Moist Palms, cel cu piscina mare în față, doar că nu era încă gata. Hotelul este doar un șantier și un șantier chiar foarte detaliat pentru că avem aici și o misiune în povestea din Stories. Apoi am mers la The Greasy Chopper, barul bikerilor care arată în mare parte la fel. 2 ani mai târziu apar cele 2 motociclete iconice și bikerul care stă cu ochii pe ele. În spatele barului este un mic ponton unde găsim avionul de pe apă. Peste 2 ani, pontonul ăsta dispare și el.
Căsuța aia mică ascunsă printre clădiri arăta foarte bine în 84. Nu e cine știe ce la exterior, dar interiorul e decent, are parchet și e chiar curat. 2 ani mai târziu e o ruină și pare că a suferit un incendiu. În 84, clădirea asta din downtown are antenele mari pe acoperiș. Iar mai târziu, în 86, apare și logo-ul V-Rock și studioul Lovefest. Iar barul de pe colț cu luminile alea stridente, din păcate, devine doar un magazin generic de electronice. Până și Ammunition era mai colorat înainte. Are un logo mai simplu și contrastat față de versiunea lui din 86. Iar ăsta vechi are lângă el restaurantul Barzini's, care e o referință la Emilio Barzini din filmul Godfather. Clădirea de la VCN a rămas la fel în ambele jocuri, cu tot cu ușa deschisă. Detaliul interesant este easter egg-ul de sus. Se pare că în 84, până și oul de Paște este încă în construcție, au adus și o macara în miniatură. Eram curios dacă zidul ăsta dărâmat din 86 a fost întreg în 84. Și se pare că nu, are fix aceeași geometrie pe ambele părți în ambele jocuri. Mi-a mai sărit în evidență și restaurantul ăsta pentru că e încă o referință la Miami Vice. Iar restaurantul infernal cu tacourile apocaliptice încă nu exista în 84. Și din păcate, nici cafeneaua marțiană încă nu a fost descoperită. Un alt loc care nu exista în 84 este aleea asta de bowling, aia care face gluma cu bilele, iar circuitul de lângă era mult mai mișto în Vice City Stories. Ăla din Vice City era simplu și nu avea cine știe ce sărituri, iar ăsta mai vechi e nebunie, are niște curbe strânse și niște rampe serioase, chiar e mișto. În downtown am mai văzut alt garaj de-a lui 8-Ball, ceea ce deja mă face curios despre vârsta lui, că omul ăsta are garaje din 84 până în 2001 și nu pare deloc bătrân. Și am mai văzut încă o referință la Miami Vice, restaurantul lui Crockett, pentru că așa-l cheamă și pe Sonny Crockett din Miami Vice. Iar ultima locație din downtown este lângă stadion, clădirea asta înaltă care apare la finalul jocului. Și e foarte ciudat cum în 2 ani turnul ăsta pur și simplu a dispărut complet. Înțeleg că se poate întâmpla, dar wow! Ne mai uităm și la Starfish Island. Am trecut pe la toate casele din Starfish să văd ce diferențe sunt și sincer am fost dezamăgit. Știu că Rockstar au trebuit să taie multe detalii ca să încapă jocul pe PSP, dar din păcate aici au reușit doar să taie. Suntem la casa cu piscina iconică în formă de Rockstar. Arcadele astea din 86 se pare că erau blocate, cumva, în 84 și terasa, din păcate, a fost complet ștearsă din Stories. Dar cel mai rău e faptul că piscina iconică Rockstar nu exista în 84, este doar un dreptunghi. Și vedem asta peste tot, multe piscine care aveau forme interesante, ori au fost niște dreptunghiuri, ori au fost acoperite în așa fel încât conturul încă se vede cumva. Toate au pierdut detalii într-un fel sau altul. Până și piscina aia cu formă de costum de baie a fost redusă la un dreptunghi. Țestoasele, la fel, dreptunghi. Iar la casa prezentatorului de la radio, de data asta piscina e plină. Când vine Tommy aici, o găsește secată, dar se poate juca cu mingea asta de plajă. O casă care e mai detaliată în Stories e asta. Avem o misiune aici, așa că vedem decorațiunile astea colorate. Iar ultima locație pentru azi este vila lui Diaz, care în Stories are o piscină laterală decorată cu șezlonguri care mai târziu dispar, iar zona din spatele casei, unde știm grădina aia amenajată, scările și intrarea decorată cu marmură, este complet goală. Se pare că toate detaliile astea au fost amenajate între 84 și 86. Și la fel și cealaltă parte, cu labirintul. În 84, aici e șantier și o mică baltă cu un pod de lemn. Apropo, rampa aia e foarte dubios așezată acolo. Și aici am văzut un detaliu foarte frumos, care din păcate apare în 84 și dispare până în 86. Este un făișor lângă apă și are o priveliște minunată spre insula pe care o vom explora în episodul următor. Până atunci, mulțumiri speciale membrilor canalului. Fegel, Denis K, Răzvan, Fan Decaf, Alin, Domnului VIP Hammer MC7, Domnului VIP Andrei, Ștefan DLB, Danny, Domnului VIP Chiburici și Domnului VIP The Gamester. Dacă îți place contentul meu și vrei să îl susții, și tu îți poți auzi numele la final dacă devii membru prin butonul de join. Nu uitați că vă aștept și pe serverul de Discord Comunitate și ne vedem data viitoare.